Lăudat să fie numele Domnului și Dumnezeu să ne dea aceea putere ca să rămânem în picioare până la capăt, Doamne ajută! Când este vorba despre subiectele, despre aspectul financiar în adunare, deseori este o reacție destul de strânsă în inima noastră. E vorba de bani, aici nu-i bine. Și oricând a fost vorba despre aspectul financiar și viața bisericii, s-a mers în două extreme. Ori într-o extremă de zgârcenie în care unii au gândit așa o mentalitate că biserica n-ar nimic de-a face cu banii. Biserica ar de-a face numai cu har, cu Duhul Sfânt, cu semne, minuni și vindecări, aleluia, încolo, banii n-au de-a face cu noi. Și totuși lumea în care noi trăim vrând nevrând merge pe bani, că așa este situația în care noi trăim. Mi-aduc aminte că eram într-o adunare, fiind invitat împreună cu frații de acolo cu mai mult timp în urmă, și ei a prezentat un caz foarte special, un caz chiar foarte critic. L-am auzit pe păstor prezentându-l, m-am înfiorat și eu de ce situație grea era. Și s-a făcut o colectă specială. Când s-a terminat biserica, fratele păstor cu lacrimi în ochi spunea bisericii, fraților, îmi vine să plâng de bucurie, așa o bunăvoință ați arătat, cu ajutorul dumneavoastră am strâns, era undeva la 2000 și un pic de dolari. Eu rămas șocat când am auzit, pentru un caz greu, critic, o biserică mare, 2000 de dolari, m-am gândit că este ceva nesemnificativ. Gândindu-mă la faptul că noi putem, ca și oameni, să ajutăm, în special fiind în spațiul nostru nord-american, este mult mai ușor, am rămas uimit. În mintea unora este această idee a zgârcenii. N-ar de face Dumnezeu cu banii, noi cu Dumnezeu, cu mila și încolo, banii treaba lor. Și unii gândesc în felul acesta, eu cu biserica și cu banii nu mă împac. Alții merg într-altă extremă, în extrema cerșitului, care este la fel de urâtă. Vin în fața bisericii cu povești lacrimogene, să plângă băbuțele și frații și atunci poate om scoate bani de la frați. Luasem pastorația atunci cu câțiva ani în urmă și eram plecat la o conferință pastorală. Invitat era și un frate american, păstor, un frate destul de mare. Și stând la masă la un moment dat, se apropie de mine și mă întreabă, am o întrebare, tu cum anunți colecta? Cum faci când anunți colecta? Și m-am văzut foarte perplex de întrebarea lui. Zic, ne ridicăm în picioare, cântăm o cântare și facem colecta. Zic, nu, dar cum motivezi colecta? Zic, nu știu, facem colecta, așa le spun la frați, mai mult ce să le spun. Nu, dar nu le spui ceva, nu-i motivezi să dea. Nu, frate, zic, ne ridicăm în picioare, cântăm și facem colecta. Și oamenii dau bani? Da, zic, pentru că e responsabilitatea noastră în fața lui Dumnezeu. Ce extraordinar! Păi zice, eu am un mesaj de măcar 15 minute înainte de fiecare colectă. Le prezint la frați, le predic, le explic, după aceea facem colecta. Păi zic, eu am nevoie de timpul ăla să predic, ca să predic adunării, nu să iau pentru colectă în fiecare zi predicuții cu lacrimogene. Unii merg în limita aceasta în care facem fel de fel de povestioare, ca dacă cumva frații se înduioșează, punem un copil cu o muscă pe ochi, poate cumva frații o dă mai mulți bani. Și fel de fel de lucruri ca să scoatem bani de la frați. Cele două extreme întotdeauna au creat probleme. Realitatea, în schimb, este, dragii mei, când privim la viața bisericii și acest concept, că ne place sau nu ne place nouă, are de-a face cu viața bisericii. Înregistrând în timp o atitudine de răceală a dragostei pertotale, Domnul Hristos spunea, privind vremea din urmă, din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Nu se va înfierbânta, nu va stagna, se va răci. Și observați că privim la o vreme când devenim tot mai reci unii față de alții. Față de afară, ce să mai spun? Dar trist că de multe ori, chiar și între noi, devenim reci unii față de alții. Dragostea cel mai mult se va răci. Când vine vorba de dărnicie și de milostenie, se pun 1101 întrebări. Da, de ce? Da, când? Da, în ce fel? Da, ce s-a întâmplat? Da, vrem fel de fel de justificări. Și vom reveni mai în finalul mesajului să observăm că există o rânduială și aici nu dăm numai că s-a cerut, este o rânduială care Apostolul Pavel o pune în rol pentru noi. Dar când e vorba de a face ajutorare, găsim atâtea motive să întrebăm, să scoatem detaliile ca să ne decidem noi dacă se merită să ne gândim să dăm ceva sau nu. Când e vorba de noi, nici nu ezităm. Am auzit că e un sale foarte mare, mă, dai scump. Da, dar acum dacă pun pe credit card, lui plăti eu în 3-4 luni, las că rezolvăm. Și unii oameni așa gândesc, când e vorba de noi, niciodată nu facem rabat. Una, două, se cumpără.
când e vorba de alții, de nevoi care sunt, apoi aia Dumnezeu să aibă milă, să îndure de ei. Și aici rămâne o problemă care noi trebuie să o discutăm în această seară. După ce a finalizat învățătura Apostolul Pavel despre învierea din morți, a făcut această lectură foarte complexă, arătând argumentele că noi vom învia din morți, el încheie întreg pasajul cu o expresie care ne încurajează. Ultimul verset din capitolul 15. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului. Ideea de a spori înseamnă de a da peste măsură, de a umple un pahar până dă peste el, a ridica cu mult peste. Asta înseamnă sporiți. Și Pavel spune, în perspectiva lucrării pentru Dumnezeu, pentru că vine momentul învierii, când vom merge acasă la Domnul, pentru aceea lucrați pentru Dumnezeu cât de mult, până nu se mai poate și atunci puneți încă mai mult pe deasupra. Lucrați până ați dat peste. Asta învață Apostolul Pavel. În același asentiment, tot Pavel vorbește bisericii din Galatia, în Galateni, capitolul 6, cu versetul 9. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, cât avem prilej, să facem bine la toți și mai ales fraților de credință. Suntem chemați să lucrăm și în acest domeniu al vieții umane. Că ne place nouă sau nu, este biblic și va trebui să învățăm aceasta. Biblia ne învață că trebuie să lucrăm. Nu uitați, Domnul Hristos spunea în Apocalipsa 22:12, iată eu vin curând și răsplata mea este împreună cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Deci, dragii mei, când se va întoarce Hristos, îți va răsplăti pentru ce ai făcut pentru el. Întrebarea îi, ce ai făcut pentru el? Și atunci va trebui să trăim viața din această perspectivă. Dacă Pavel ancora, viața noastră creștină are această ancoră, noi vom învia din morți, vine Hristos, se apropie răpirea, mărit să fie Domnul, este așteptarea bisericii. Observați cum încheie Apostolul Pavel epistola din Corinteni, versetul 22 din 16. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema, maranata. Domnul nostru vine, răudat să fie Domnul. Pavel are această expresie, Domnul vine în curând. El trăia cu această așteptare și în perspectiva acestei reveniri, eu sunt chemat să lucrez pentru Dumnezeu. Pavel începe discursul din capitolul 16 cu clasicul cât privește. Versetul ne spune primele două cuvinte, cât privește. Expresia aceasta începe din capitolul 7 și apare de câteva ori, în 7:1, 7:25, în 8:1 și 8:4, în 12:1 din Corinteni, ne prezintă Pavel cât privește. Asta înseamnă că are de-a face cu scrisoarea care a fost trimisă la Pavel, că din capitolul 7 începe cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris și acum vin răspunsurile. În capitolul 16, el încă răspunde la întrebări care au fost adresate lui prin aceea scrisoare care a venit către el, cât privește strângerea de ajutoare. Deci era un răspuns la aceste întrebări care biserica le avea. Corintenii aveau întrebări care vreau să li se clarifice. Se pare că despre această colectă specială, ei au aflat din rețeaua bisericilor, că Pavel le spune, precum am spus galatenilor, să faceți și voi la fel. Era ceva cunoscut comun de ei. De aceea, dacă vă uitați în acest text, Apostolul Pavel nu dezvoltă teologia dărniciei, ci va prezenta câteva elemente care concretizează o învățătură. Mai târziu, în 2 Corinteni, capitolul 8 și capitolul 9, dezvoltă mai larg această învățătură. Aici el doar face o referință scurtă, arătând că ei știau împreună despre nevoia care era la Ierusalim. Cu toate că pasajul de față, în acest pasaj Pavel nu dezvoltă întreaga teologie, totuși sunt câteva principii care vor sublinia învățătura despre dărnicia creștină. Am intitulat mesajul Învățătura despre dărnicia creștină. Ca să înțelegem contextul nevoii despre care vorbește Apostolul Pavel, va trebui să înțelegem ce se întâmplase la Ierusalim. Biserica din Ierusalim era considerată biserica mamă, de acolo începuse, dacă vreți, credința la ziua de Rusalii și de acolo au plecat evangheliștii. Fapte 8:4 ne spune că atunci când a venit prigoana cea mare,
Toți s-au împrăștiat afară de apostoli. Și ăștia care s-au împrăștiat predicau din loc în loc cuvântul lui Dumnezeu. Toți plecaseră de la Ierusalim. Mai mult, Ierusalimul era centrul, dacă vreți, de asimilare și de arătare a cuvântului lui Dumnezeu. Întoarceți împreună cu mine în cartea Galateni, în capitolul 2, să observăm ce spune Apostolul Pavel. Și este un lucru important pentru noi, vă rog să-l observați împreună cu mine. 2:1. După 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine și pe Tit. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg să fie alergat în zadar. Versetul 6. Cei ce sunt socotiți ca fiind ceva, orice ar fi fost ei nu-mi pasă, Dumnezeu nu ține la fața oamenilor, aceștia, zic ei cu vază, nu mi-au adăugat nimic. Versetul 9. Și când au cunoscut harul care îmi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mână dreaptă de însoțire ca să mergem să propovăduim noi la neamuri, iar ei la cei tăiați împrejur. Nu uitați ceva important și aici ascultați-mă foarte bine. Am să vă spun un detaliu prin care puteți evalua cei care aduc învățături. Dragii mei, Apostolul Pavel, Evanghelia care o predica, n-a învățat-o. El n-a fost împreună cu Domnul Hristos timp de 3 ani și jumătate ca și Petru și Ioan și Iacov. El n-a fost. El a primit-o prin lucrare supranaturală, prin descoperire divină. Atât de profund a fost această lucrare, încât în 1 Corinteni 11 spune astfel, că ce am primit de la Domnul ce v-am scris, anume, că noaptea în care a fost vândut, Domnul a luat o pâine după ce a frânt-o, a dat-o. De unde știa Pavel că n-a fost acolo? Era prin revelație divină și exact ce se întâmplase în camera de sus. Apostolul Pavel primește de la Dumnezeu. Dar observați ceva important. Pentru că Pavel spune, am primit de la Domn descoperirea. Dar ca nu cumva să alerg în zadar, să-i făcut eu o greșeală, să mă fi încurcat eu, m-am dus la Ierusalim și împreună cu frații care sunt văzuți ca stâlpi, oamenii lui Dumnezeu, am pus aceeași Evanghelie împreună. Și interesant, spune Pavel, n-au găsit nimic să-mi adauge, era același cuvânt. Aviz, când cineva spune că el e omul lui Dumnezeu, de la Domnul are descoperiri excepționale, învățături superbe, supranaturale, dar nu-l poți găsi identificat împreună cu o biserică, fugiți de astfel de oameni. Fugiți de astfel de oameni. Astea nu sunt revelații și învățături. Aici s-ar putea să fie o erezie și o doctrină străină, dragii mei. Oamenii care sunt oameni al lui Dumnezeu rămân legați de biserica lui Dumnezeu. De aceea ne spune Apostolul Pavel în Efeseni că Dumnezeu a dat clasa asta de oameni, apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători și oamenii ăștia nu sunt acolo ca să aibă un statut mai special, ci ca să educe biserica prin daruri primite, ca să rămânem în ceea ce este scris și ca să putem crește spre mântuire. Când cineva se detașează de biserică, aveți mare grijă. Persoana aceea ridică semne întrebare. Pavel era apostol. Prin mâinile lui făcea Dumnezeu semne și minuni. Și totuși a spus, ca nu cumva să greșesc, mi-am confirmat dacă predica mea era exact la fel ca predica celor din Ierusalim. Deci Ierusalimul era, dacă vreți, centrul de comandă. Așa îngăduise Dumnezeu. Tensiunea dintre evrei și neamuri cauzase ca neamurile să fie văzute într-un mod foarte nepotrivit. Mai mult, cei care acum se botezaseră și erau creștini în biserică, erau stigmatizați din cauza acestei lucrări. Tensiunile au fost foarte mari, chiar la nivel de biserică. Amintiți-vă că în momentul când neamurile sau pocăiți au venit în biserică, iudaizatorii, fariseii spuneau, acum și ei convertiți, trebuie și neamurile să țină legea lui Moise. Și exista o tensiune foarte mare între frați. Biserica, prin călăuzirea Duhului Sfânt și adunați împreună, au primit lumină cum să gestioneze această criză și au dat directive. Dar în toată lumea, biserica din Ierusalim fusese văzută ca locul de centru și a fost asaltată, dacă vreți. Veneau toți să vadă ce se întâmplă la Ierusalim.
Mulți au rămas împreună cu apostolii acolo, alții se adăugau prin botez și biserica a început să crească. Pentru că erau creștini și nu mai erau evrei, dacă vreți, prin lege, au fost excomunicați din comunitățile lor, dați afară din serviciu și ceea ce aveau, pierduseră. O mișcare de dragoste încă de la început și-au vândut tot ce aveau și aveau de obște. Dar aceste resurse s-au consumat, n-au rămas pentru totdeauna. Mai mult, în Fapte 11 ni se spune că a venit o foamete foarte mare în toată lumea, prorocea Agab, și exact așa a fost, ne spune Luca în Cartea Fapte, capitolul 11. După toate aceste crize, biserica din Ierusalim era într-o reală problemă. Și acum soluția acestei probleme, precum și aceea legătură între frați, a fost o lucrare de dărnicie. Observați ce spune în Galateni, în capitolul 2, cu versetul 10, care a fost însărcinarea lui Pavel. Numai apostolii aceștia ne-au spus să ne aducem aminte de cei săraci și chiar așa am căutat să fac. Acum știți cum e? Suntem oameni vrând nevrând, așa ni-e nouă greu. Dacă vine altul împreună cu noi, ne uităm la el, ni-e greu să-l acceptăm, și el e a Domnului Hristos, și el e mântuit. Mă, dar dacă contribuie la un proiect și pune cot la cot cu mine, parcă-l iubesc mai tare. Asta e lupta noastră omenească, așa suntem noi. Și apostolii au știut aceasta. Cei din Ierusalim vă stigmatizează. Dar dacă vă aduceți aminte de cei săraci, dacă aduceți și voi un aport lucrării și ne ajutați, frații vă vor iubi mai mult, vă vor primi, că așa suntem noi ca și oameni. Și această lucrare, Pavel spune, am căutat să o fac întocmai. E bine, după ce am creionat nevoia, desprindem acum din textul acesta 6 învățături despre dărnicia creștină. În primul rând, există o universalitate a conceptului de dărnicie. Nu doar o biserică, nu doar o cultură, o universalitate. Versetul 1 spune astfel: cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. Că unii ar putea să spună, da, da, asta avea de face cu Corintul, era cultural pentru ei, cum să-mi fie cu iertare, cu multă nerușinare, unii își permit să pervertească cuvântul Domnului și scot anumite contexte spunând, asta e numai cultural, că, de exemplu, disciplinarea bisericească, aia e cultural la Corinteni, judecata între frați, aia e cultural la Corinteni, acoperirea capului, asta e cultural la Corinteni. Dragii mei, ce scrie în Scriptură e valabil și pentru noi, să nu uităm aceasta. Există o universalitate a principiului dărniciei și Pavel spune, așa cum în biserica din zona Galatiei le-am învățat să facă dărnicie, la fel și vouă vă spun, același principiu, aceeași învățătură, diferite biserici locale. Există o universalitate. Practica dărniciei trebuie practicată de fiecare biserică. Și biserica creștină, vreau să vă spun că încă de la început a avut acest concept, a îngrijit de cei care sunt săraci, în nevoie și de cei care îi aparțin și nu numai. În 1 Timotei 5:16 ni se spune, dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie, să le ajute și să nu fie împovărată cu ele biserica. De ce? Pentru ca să poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve. Erau văduve care nu aveau pe nimeni, nici copii, nici nepoți, nici rude, erau cu adevărat a nimănuia. Și acum de ele cine se îngrija? În special cultural cum era atunci, din sistem social ca acum, era foarte greu. Cine se ocupă de ele? Biserica. Și biserica se ocupa de aceste cazuri grele. Fiecare se băgnește de familia lui și peste ce trece peste măsură, biserica se va implica. Este un principiu universal. Fiecare biserică își asumă să facă lucrarea dărniciei, Doamne ajută! A doua învățătură, ținta lucrării de dărnicie, dragii mei, către cine se arată? Versetul 1, încă o dată, cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți. Acum, citasem din Galateni, capitolul 6, cu versetul 10, să facem bine tuturor, și mai ales la frați. Sunt cele două categorii. Biserica ajută pe toți, nu doar pe o singură clasă, pe toți. Oricine-i nevoie, după proiectele care sunt făcute, biserica se implică și ajută. Dar Pavel spune, mai ales față de frați, avem o responsabilitate să ne implicăm. Și Pavel folosește o terminologie specifică. Observați, mai ales la sfinți.
Nu spune la frați, că e foarte simplu, mai ales la sfinți. Noi ne place să spunem că-s frații noștri, că-s aia de peste râu, că-s peste Prut, că-s din America. Dragii mei, Pavel nu știe ăștia sfinți. Îs sfinți pentru că Iisus Hristos a murit și pentru ei. Îs sfinți că Hristos i-a sfințit prin jertfa-i sfântă. Prin urmare, dragii mei, aș pune o întrebare. Cum vedem noi pe frați și pe cei care sunt în nevoie? Oameni fără judecată, oameni care nu și-au chivernisit bine casa, oameni care au ajuns în nevoi din cauza lor, Pavel spune pentru sfinți. Pavel n-a pus în discuție competența lor financiară. Pavel ia expresia că oamenii ăștia sunt copiii lui Dumnezeu în egală măsură ca și voi, spune el. Că dacă pe corintenii anumit către cei ce sunt sfinți în Corint, similar sunt și cei de afară. Doamne, ajută să vedem pe toți care sunt sfinți și să ne vedem ca sfinți între noi unii pe alții, să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Prima țintă, sunt cei din adunare, sunt cei care sunt în casa noastră. Mă întorc înapoi la 1 Timotei, capitolul 5, cu versetul 8. Dacă nu poartă cineva de grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Ne place să dăm bani la africani, la chineji, la pinguini în Antarctica, la toți le dăm bani. Dacă ni-i vorba de aia de acasă, punem fel de fel de piedici. Da, pe ăștia sunt cu noi de când îs ei, așa-i neamul lor de când îi știm noi, totdeauna găsim scuze. Biblia spune că mai ales la cei din casă, și asta înseamnă o grijă, pentru cei în primul rând care sunt ai noștri, Doamne ajută, și apoi celor care sunt și afară. Toți împreună putem să lucrăm la aceasta. Dragoste, ascultați-mă bine, se vede prin faptele care noi le facem. Declarativ e ușor să spui că iubești pe frați, foarte ușor. Ce faci pentru frați demonstrează dacă cu adevărat iubești pe frați și dacă iubești și pe Domnul care ne-a dat frații. Dau un exemplu frumos care fratele Pavel Tipeil povestea cu mai mult timp în urmă. Zicea dumnealui că într-o zi la birou a primit un telefon. O voce foarte stinsă îi spune, sunt un băiat, suntem câțiva frați în casă, n-am mâncat de câteva zile, n-avem mâncare, am auzit că voi pocăiții ajutați, nu puteți să ne dați niște bani. Întreabă fratele, dar unde-i mama, unde-i tata? Tata ne-a părăsit de multă vreme, mama este în spital bolnavă, nu poate să ne ajute, n-avem ce să mâncăm acasă, suntem câțiva copii, nu ne puteți ajuta. Zicea dumnealui, trebuia să plece la o evanghelizare, era o mormântare care se întâmpla și trebuia să meargă să predice, pleca chiar pe drum. A scris repede numărul de telefon și adresa lor, a dat cuiva din birou și a spus, faceți cumva să duceți niște bani la copiii ăștia că îs flămânzi și n-au mâncat nimica. Zicea el, plecând pe drum înspre mormântare, cugetam la acest telefon și mi-am schimbat toată predica. Când am ajuns acolo, am văzut o suită întreagă de oameni. Murise o oficialitate foarte mare. Mulți păstori adunați împreună și prezbiteri și păstori, lucrători. La un astfel de eveniment, mulți au venit împreună. O masă mare pregătită acolo. Și zicea dumnealui, când am văzut cum au decurs lucrurile, mi-a venit în minte Apocalipsa, capitolul 14. Fericire de cei ce mor acum în Domnul, că cei se vor odihni de faptele lor, căci faptele îi urmează. Și zicea dumnealui, am predicat despre faptele care sunt chemați să le facem pentru Dumnezeu. Și am amintit și cazul acestor copii. Zicea el, când s-a terminat slujba, am fost invitat să stau la masă. I-am spus celui care m-a invitat că nu stau, din principiu nu mănânc la mormântări, și am dat să plec. Un om, destul de urât prezentabil, mă oprește. Era cu o cârjă, mirosea foarte rău, bubos, m-a întrebat, domnule, puteți să vă întâlniți pe mine acasă? Cea când l-am văzut pe el, zic, din toți care sunt aici, numai pe mine m-au găsit să-l duc acasă. Dar zic, m-am gândit că m-au fi auzit acum predicând, au fost acolo și mi-a rușine să zic că nu. L-am luat împreună cu mine în mașină. Zice, când am intrat în mașină, mirosea tare, am deschis geamul. Zice, închide geamul că mă trage curentul. Zice, el, cum se mă fac cu omul ăsta? Îl duc înspre casă, ajung la el acasă, zice dumnealui, și când dă să iese, spune, auzi, așteaptă-mă un picuț. La care fratele spune, auzi, nu trebuie nimic, omule, fii liniștit, du-te liniștit. Omul, te rog, așteaptă-mă un picuț, dar ascult, omule, n-am nevoie de nimic, lasă, du-te liniștit. Omul, te rog frumos, așteaptă-mă. Când a văzut că nu poate să-ți scape de el, așteaptă. Zice, omul se trage cum poate el până în casă, vine înapoi și când ajunge înapoi scoate un plic. Ce vrea de tipi, mă, dar ți-am spus că nu vreau absolut nimic. Și omul a început să plângă. Când a început să plângă, m-am simțit și eu atins. Da, spune, care e problema? Zicea el, om nepocăit, când te-am auzit azi vorbind de copiii aceia care n-au mâncare, am simțit așa o durere în inimă
și am simțit că dacă eu nu mă ajut, mă trăznește Dumnezeu. În plicul ăsta am toți banii din viața mea, toată pensia mea adunată aici pentru mormântarea mea, nu erau mulți. Tot ce m-a agonisit eu, era un om sărac. Ci dăm voie să scot numai 10-15 lei ca să am să-mi cumpăr o pâine pentru mâine și du banii ăștia la copiii ăia. Zicea dumnealui, am simțit că mor. Eram acolo la mormântare, atâți oameni, oameni cu bani, oameni cu renume, păstori, prezbiteri, nici unul n-a zis, mă, cum îl cheamă pe amărâtul ăla să dă o mâncare? Nimeni n-a întrebat. Și omul ăsta amărât a fost gata să facă o lucrare pentru acești copii. Dragii mei, ne declarăm așa de mult că iubim pe frați, că iubim biserica, am face orice, leagă-ne, Doamne, pe toți împreună și cântăm așa de romantic și frumos. Cât de mult cu adevărat iubim pe frați? Se vede cu adevărat în măsura în care suntem gata să ne jertfim pentru cei din jurul nostru. Gândiți-vă foarte practic care sunt căsătoriți. În familie, soțul cu soția, își fac declarații de dragoste. E normal, sper că așa se întâmplă. Te iubesc și eu. Dar dacă îți faci declarații și nu trăiești și declari, degeaba. O, te iubesc foarte mult. A, nu vii până acasă. Nu. A, unde mergi? Mă duc la plimbare. Dar eu te iubesc foarte mult. Păi dacă m-ai iubi, ai veni acasă. Declarațiile sunt ieftine. Practica, dragii mei, demonstrează cu adevărat și în inima noastră. Pavel spune în învățătura sa că ținta acestei dărnicii, în primul rând, e către sfinți. Sunt frații care Dumnezeu a sfințit prin Hristos, lăudat să fie Domnul. În al treilea rând, dragii mei, timpul dărniciei, când se face dărnicia aceasta? Spune în versetul 2, prima parte. În ziua din tâi a săptămânii, încă de la început, duminica a fost folosită ca și ziua de întâlnire a bisericii. Era o separare reală între cultura iudaică și biserica nou născută prin Hristos acum, de la sabat la ziua întâi a săptămânii, și duminica era ziua când ei se întâlneau. În Fapte, capitolul 20 cu versetul 7, întâmplarea cu Eutich, găsim că Pavel, fiind împreună cu ei, în prima zi a săptămânii, adunați la o altă casă, frângă pâinea. Când se adunau împreună, duminica, luau cina Domnului, se rugau împreună, citeau din cuvântul lui Dumnezeu, predicau cuvântul, asta însemna pentru biserica primară ziua întâi a săptămânii, ziua lui Dumnezeu. Ioan spune Apocalipsa, în ziua Domnului eram în Duhul, a ajuns să fie supranumită ziua Domnului. Duminica este ziua lui Dumnezeu, este ziua când a înviat Domnul Iisus Hristos. Și Pavel spune, în ziua întâi a săptămânii, legat de relația cu biserica, adică, dragii mei, ce înseamnă dărnicia pentru noi ca și biserică? Înseamnă că este o slujbă înaintea lui Dumnezeu. Dărnicia nu e așa un ritual că noi trebuie să dăm bani la biserică sau să dăm bani la un sărac. Este o slujbă înaintea lui Dumnezeu, precum rugăciunea, cântarea, postul, închinarea. Toate acestea sunt, dacă vreți, discipline spirituale care trebuie să le practicăm similar. Dărnicia este o slujbă în ochii lui Dumnezeu și fericit de cel care își asumă slujba aceasta. Dărnicia este un act regular care se întâmplă și trebuie să fie ancorat într-o zi specifică. Nu că n-am putea de-n altă zi. Dar și ce înseamnă asta, dragii mei? Că dacă noi nu avem un orar, noi ne-am trezit că nu mai dăm. Și Pavel spune, în ziua întâi a săptămânii, fiecare din voi. Deci ne aducem aminte când e ziua Domnului. Trebuie, obligatoriu, să venim la biserică, afară de faptul că ești la spital, ești la ICU, că, Doamne feri, s-o strica mașina pe highway, cum zic românii, afară de faptul că, cine știe, a căzut un meteorit pe Kitchener, afară de aceste lucruri, sau, hai să spunem, chiar că ai plecat de acasă acum o dată pe an, afară de astea, duminică se vine la biserică, Doamne ajută. Nu se stă acasă, nu se stă online, nu se stă la altceva. Duminică venim la casa lui Dumnezeu. Pe lângă faptul că venim, pe lângă faptul că la biserică împreună cântăm spre slava Domnului, Doamne ajută, ne rugăm spre slava Domnului, Doamne ajută, ascultăm cuvântul împreună, Doamne ajută, pe lângă acestea punem și dărnicia. Suntem chemați să o ancorăm într-un moment specific ca să nu uităm că avem o responsabilitate. Este timpul când facem dărnicia. Și revin, sigur, în orice altă zi putem. Dar Biblia ne învață ca să nu cumva să uităm în ziua întâi a săptămânii. 4. Comunitatea dărniciei. Ne spunem în ziua din tâi a săptămânii, fiecare din voi. Pentru că noi așa avem o mentalitate, păi să dea ăia bogați. Am auzit de multe ori, o, frate, dacă eu aveam 1 milion de dolari,
Fai, ce făceam eu? Păi cât făceam eu pentru Dumnezeu? Mă, bun, ăla cu $1,000,000 poate să spună ca tine, că el are $1,000,000. Dar tu, cu ce ai tu? Ce ai făcut pentru Domnul? Păi frate, eu nu am $1,000,000, că dacă aveam eu, făceam eu. Dar bun, dar cu cât ai tu, ce ai făcut pentru Domnul? Păi să dea aia bogați. Cam asta e mentalitatea uneori. Și Pavel spune, fiecare din voi, ne place să ne schivăm că nu noi, alții care sunt mai bine înstăriți ca noi, care n-au biluri ca noi, mă, dar toată lumea are biluri în lumea asta, dar care n-au copii ca și noi, și alții au copii ca și noi, alții care n-au așa de multe cheltuieli, toți au cheltuieli proporționale cu viața lor. Deci realitatea este că Biblia spune fiecare este responsabil în fața lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că cine nu dă, pierde marea binecuvântare care Dumnezeu o are pentru el. Atunci era Ierusalimul, dacă vreți, centrul de comandă. Astăzi noi am spune că avem biserica. Și ca și biserică împreună, stabilim proiecte care le ajutăm, ne implicăm în anumite momente de evangelizare, de lucrări care le facem și contribuim împreună la aceasta. Cine? Păi, care au bani din biserică. Nu! Fiecare este responsabil. Nu este cineva care să poată să spună că eu nu pot. Dragul meu, poți. Dacă la tine se poate $10, 20, $50, dă atâta. E rușine când o văduvă din biserică dă 100 pe lună. Și altul care are business spune, frate, mai nu-mi permit că sunt momente de strâns cu investițiile, cu... Păi să ne fie rușine dacă așa e situația, dragii mei. Fiecare din voi este chemat să-și facă responsabilitatea în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Știu că acest mesaj oarecum râche, v-am spus de la început, că e un mesaj care polarizează. Ori devenim zgârciți, ori devenim lacrimogeni. Realitatea este că vreau să fim responsabili în ochii lui Dumnezeu. Și Biblia ne cheamă să fim responsabili. Când ne place sau ne place, asta este învățătura biblică. Comunitatea suntem noi toți. Toți avem responsabilitatea să participăm. Fiecare familie trebuie să participe. Și nu vă spune, mama, și câți bani să dau? Păi ne întoarcem acum în 5 la substanța dărniciei. Tot versetul 2 mai departe. Fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Sunt câteva învățături aici. În primul rând, dragii mei, Biblia învață când spune aici să pună deoparte acasă ce va putea, de fapt, expresia originală sună așa, să strângă o comoară din prosperitatea sa. Adică, proporțional cu situația fiecăruia, avem un nivel de prosperitate. Oricum am învârtit-o noi, în țara asta tot avem prosperitate, dragii mei. Că avem noi mai mult sau mai puțin, tot prosperi suntem. Și acum Biblia spune așa, strângeți o comoară, expresia asta apare din Matei, când ne spune Hristos, strângeți-vă o comoară în cer, unde nu mănâncă nici molia, nu ți-o ia nici siareiul, nu ți-o fură nici Israelul, strângeți acolo o comoară. Și astăzi o strângi din prosperitatea ta personală. Cât ți-a dat ție Dumnezeu? La unul mai mult, la altul mai puțin. Nu uitați, spuneam în Eclesiastul, că dacă la unul i-a dat Dumnezeu avere și bogăție, să se bucure de ele, nu e un păcat. Asta e dar de la Dumnezeu. Și Dumnezeu decide pe unii să-i facă mai înstăriți și pe alții nu. El decide. Dar proporțional cu prosperitatea care o am eu sunt chemat să-mi strâng o comoară, să pun deoparte, după câștigul lui fiecare, ca să nu se strângă când voi veni eu la voi. Adică, să fie un timp lăsat pentru această strângere. Că atunci, în ziua de, hai repede, că veni Pavel, scoateți buzunarul, spune Pavel, am fost pe Ierusalim, erau băbuți așa gârbova, care nu se putea mișca, hai, dați bani la băbuța aceea și scoatem repede banii. Nu, Pavel spune nu, e responsabilitate. Nu aveți nevoie de jocuri, de lacrimogene, de glume, nu. Aici e vorba să fiți responsabili și faceți-o consecvent, până în ziua când vin la voi, ca să luăm împreună această strângere, să o trimitem la frați. Asta înseamnă că dăm timp să putem aduna ceva împreună. Unul va spune, și dacă eu nu am, eu nu pot, chiar nu pot, frate, mi-e foarte greu. Hai să vă spun ceva foarte interesant. De multe ori ne rugăm, Doamne, dăm bani, Doamne, ajută-mă, Doamne, dăm cu tare, trebuie să-mi cumpăr cu tare, Doamne, trimite-mi tu niște bani, dacă mă asculam, să fie un sac de bani pe masă, ce bine ar fi. Știți care e problema? Dacă am cere pentru lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-ar da. Vă spun, dacă am cere în folosul Domnului, Dumnezeu ne-ar da. De multe ori nouă nu ne dă Dumnezeu, pentru că nu cerem cum trebuie. Știți de ce?
Ne spune Iacov, capitolul 4, cu versetul 1. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți. Bun, acum cerem. Sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți plăcerile voastre. A, păi dacă aș avea eu $1,000,000, frate, păi ce aș face la toți orfanii n-aș face casă? Nu, e adevărat. Dacă ai avea 1,000,000, să-i faceți o casă mai mare. Și din ce-ți mai rămâne de acolo, dacă mai rămâne, vei da undeva și la un sărac. Asta e realitatea, dragii mei. Pentru că dacă am ști să ne limităm la un trai de viață normal, în care ne bucurăm de viață, dar nu abuzăm, ar rămâne mult pentru Dumnezeu. Problema este cu cât mai mult avem, cu cât mai mult ridicăm traiul de viață. Și totdeauna spunem că n-avem. Chiar are nevoie de ușă deșteaptă care să se deschidă când fluierul ăia? Chiar are nevoie de așa ceva? Doare mânuța dacă deschizi ușa cu mâna ta? Nu, frate, dar așa e normal acum, că toți au. Chiar îți trebuie geamul termobane care se schimbă de singură culoare când bate soarele pe ele? Dar pune jaluzele, pune-o perdea ca în România. Nu, dar așa e sistemul acum. Nu-ți cumpără nimeni casă dacă nu pui geamuri speciale. Și observați că ridicând traiul de viață, ne-am îngropat în datorii și n-am de unde să dau la Domnul. Și când se va întoarce, Domnul, vreau să vă întreb, cui va răsplăti Dumnezeu pentru geamuri speciale și mașini speciale și uși care se deschid la fluierat? Cui? Cui? Că niciunde în Biblie nu spune că Dumnezeu răsplătește așa ceva. Binefacerea, dărnicia, asta Dumnezeu va răsplăti cu vârf și îndesat. De aceea, să fim atenți cu traiul nostru de viață. Dacă ne-am rugat pentru ceva spiritual, vreau să vă spun că Dumnezeu are resurse și ți-ar da Dumnezeu. Mă duc aminte și vă dau un exemplu din viața mea personală ca să spun să apelez la alții. Eram încă student în facultate, de-abia ne căsătorisem la un an de zile. În anul 2011 am mers până în Peterborough, am stat acolo undeva la 8 luni de zile, lucram la guvern. Și înspre finalul anului era ceva lucrare care se făcea undeva și vroiam să trimitem un colet și să trimitem niște cadouri la niște copilași. Așa am avut pe inimă amândoi să facem această lucrare, așa ne-am dorit foarte mult să putem să facem. Realmente atunci nu aveam de unde, nu aveam, eram încă și student, nici bani nu erau, nici așa era situația. Și ne-am rugat, Doamne, dacă ai vrea să ne ajuți Tu, vezi că asta avem pentru Tine, nu pentru altcineva, dă-ne Tu o șansă. Așa s-a întâmplat că s-a făcut ceva festivitate atunci și colegii de la lucru mi-au făcut mie un cadou. Ceva valoare nu foarte mare, dar cât de cât să fie acolo ceva. Și am zis, uite că Dumnezeu ne-a dat exact banii care aveam nevoie ca să facem această lucrare. Acum puteam spune, Doamne, slavă Ție, ăștia sunt mei, pentru Tine dă Tu bani mai departe. Vedeți unde e problema? Că dacă ne asumăm noi darurile Domnului, ne încurcăm. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu e credincios în toate judecățile Lui. Vă mai dau un exemplu și îngăduiți-mă tot din viața mea personală, fac și eu ca Apostolul Pavel, îngăduiți un pic de nebunie. Vreau să vă motivez, vreau să vă încurajez, vreau să vă arăt că se poate, dragii mei. Și de aceea vă spun cu alt motiv. Era la fel o situație în astea mai de criză în România, murise tatăl la 18 copii sau câți era în țară, o situație atunci foarte mare și soția mea spune, vreau să trimitem niște bani. Și eu spun, cât vrei să trimitem? Și a spune suma asta. Suma asta nu avem chiar la îndemână așa de ușor, e o sumă nu chiar mică. Eu așa simt că trebuie să trimitem suma asta. Am stabilit împreună că trimitem suma aceea. Mă sună a doua zi, ai trimis banii? Eram la lucru. Nu i-am trimis. De ce? N-am reușit să mă duc la bancă. Du-te și trimite banii. Mai trecut o zi, două, mă întreabă, ai trimis banii? Nu. De ce? N-am reușit să merg la bancă. Mă tătui la bancă și trimite banii, ce așa de greu. N-am reușit. Trece o săptămână jumate, ai trimis banii? Nu. Mă, ești neserios, tu te-și trimite banii, ai spus că trimiți banii. Am spus, dar n-am reușit. Acum, de rușinea ei, până la urmă, am dus la bancă și am trimis banii. Îi trimit o poză, am făcut transferul, acum pot fi bucuroasă. Și acum pot să dorm liniștită, slavă Domnului. Au trecut două săptămâni la discuția noastră. Mă întâlnesc cu cineva și spune, frate Andrei, de două săptămâni vreau să mă întâlnesc împreună cu tine. Și printr-o discuție simplă îmi pune ceva în mână și dă să plece. Ce? Pacea Domnului și pleacă. Doamne Iisuse, ce cu asta? Mă duc acasă și când împreună cu soția deschidem plicul, erau exact de două ori cât am pus noi la aceea situație, dragii mei. Vreau să vă spun aceasta că nu este un caritas spiritual. Noi nu dăm cu dorința să primim, dar Dumnezeu întotdeauna știe să răsplătească și știe să poarte de grijă. Revin,
iertați-mă, fac Apostolul Pavel, îngăduiți un pic de nebunie, n-am făcut-o ca să vă dau o laudă, am făcut-o să vă motivez, oameni buni, fiți responsabili față de Dumnezeu. Pentru că atunci când e vorba de substanța dărniciei, fiecare să pună, după măsura care o poate, dar fiți responsabili. Nu oameni care spuneți, a, pe știi frate, eu atâta pot. Nu se poate că atâta poți. Că proporțional cu ce văd eu că ai tu, cred că poți mult mai mult. Și eu sunt micut și nu dau seama multe. Dar Dumnezeu vede mai bine ca și noi. Dumnezeu să ne conștientizeze. Și în încheiere, dragii mei, responsabilitatea mânuirii dărnicii. Aici e un lucru foarte important. Spune versetul 34. Și când voi veni la voi, voi trimite cu epistole pe cei ce îi veți socoti vretnici să ducă darurile voastre la Ierusalim. Dacă va face să mă duc și eu, vor merge cu mine. Observați, suntem și noi responsabili să avem grijă de aceste fonduri. Dacă s-au strâns, dacă vrem să le trimitem, trebuie să fim foarte atenți. Pavel nu spune, băgați într-un plic și, hai, Doamne ajută, și dacă ajung acolo, a fi bine, dacă nu, nu. Nu. Pavel spune, găsiți oameni vretnici. Oameni cu un caracter moral care pot fi încredințați. Și mai ceva, e plural, oamenii, nu om, oameni. Adică aveți mare grijă, mulți din nefericire s-au mânjit și s-au pătat din cauza banilor. Și aici se cere o responsabilitate. Când ești convocat să faci un bine, fii cu inima deschisă, dar nu este un păcat și încă este necesar să te interesezi. Este legitim sau nu este legitim? Vreau să vă spun, vorbeam cu un frate păstor recent și îmi zicea, frate Andrei, cum faceți voi ca și biserică ca să stabiliți la cine trimiteți bani și nu, la multele lucrări care vi se fac ca și cerințe. Îi explicam așa un picuț care e procedeul nostru și îmi spune din ea lui, fiți foarte atenți, n-aveți idee câți oameni nu beneficiază din cauza voastră. N-aveți idee câți oameni au un lux în țară care voi aici nu vi-l permiteți. Și din cauza unor așa numite asociații, au luat bani care n-au mai ajuns să ne trebuia. Suntem responsabili să ne facem datoria. Asta înseamnă că punem întrebări, că investigăm, că suntem atenți. Oameni din credere, al minteri, noi singuri ne batem joc de munca care vrem să o facem pentru Dumnezeu. Deci această responsabilitate ne revine nouă. Și în biserica din Corint, Pavel spune, din biserică găsiți oameni vrednici din credere ca să gestioneze aceste fonduri. Și încă el spune, dacă voi veni cumva și eu, că încă nu era singur dacă ajunge la Corint, vor veni cu mine. Adică Pavel spune, nu-mi dați mie și mă duc eu. Nu, nu. Ei vin cu mine, ei vor gestiona. Asta tocmai ca să nu rămână nicio umbră de discuție. Responsabilitate. Doamne ajută la aceasta. Trebuie să fim foarte atenți. Este o vreme de mare înșelăciune, o vreme de mare abuz, o vreme când mulți din nefericire s-au pătat, dar în același timp este o vreme când încă Dumnezeu mai are oameni care lucrează pentru El. Și atunci, responsabilizați fiind, suntem atenți la cine merge, prin cine merge, cum va ajunge acolo, dar nu uităm, avem o responsabilitate în ceea ce înseamnă dărnicia creștină. Înainte lui Dumnezeu am o deosebită mulțumire pentru biserica din Kitchener. Întotdeauna ați dovedit o inimă aleasă și aparte pentru a ajuta multe cazuri și multe nevoi. Cred din toată inima că Dumnezeu niciodată nu va rămâne dator față de dumneavoastră. Și în vremea când veți striga la El, Dumnezeu va ști să răspundă. Revin, nu ne cumpărăm nici mântuirea, nici biruința, nici vindecarea. Dar în Psalmul 41 spune așa de frumos, că atunci când cel ce a îngrijit de sărac este în ziua de suferință și de încercare, Dumnezeu își aduce aminte și se îndură de el. Ne spunea în Psalmul 20, să-și aducă aminte de ardele tale de tot. Ce să-și aducă aminte Dumnezeu dacă n-ai contribuit? Îmi doresc Dumnezeu să ne dea o inimă bună, dragii mei, să fim responsabili față de El și în această lucrare a dărniciei, cu atenție, cu grijă, cu responsabilitate. Și când se va întoarce Hristos, mirele cel bun, să ne răsplătească El cum va ști El mai bine. Amin.